Tinerii sportivi susțin că această investiție era necesară. Ne ajută foarte mult, pentru că așa avem și unde să ne antrenăm și unde să susținem și meciuri. Eu cred că avem nevoie de acest stadion, pentru că este mai mare. Putem promova în Liga 1 cu acest stadion? După părerea mea, este unul de care avem nevoie, toți sportivii și copiii. Avem nevoie de o bază sportivă, de mai multe terenuri, de iarbă, sintetice. Și antrenorii clubului Slătinan se bucură de construirea noii baze. Consider că era imperios necesar construirea unui stadion nou pentru sportul de performanță, un stadion cu toate utilitățile pe care, acele moderne, pe care le știm și le-am văzut în străinătate. Ne dorim ca Slatina să aibă un nou stadion, să avem condiții de pregătire pentru a obține înalta performanță, atât la nivel național, european și mondial. Stadionul care devine istorie a fost construit cu mai bine de 100 de ani în urmă. Pe el au jucat nume mari ale fotbalului românesc, atât în meciuri amicale cât și oficiale. Pe acest stadion au fost organizate primele evenimente sportive în anul 1920. În anul 1924 au fost construite primele tribune pentru ca în 1930 să fie pentru prima oară omologat pentru a găzdui meciuri oficiale de fotbal. Noua bază sportivă se va întinde pe aproape 10 hectare și va cuprinde un stadion modern cu o capacitate de peste 10.000 de locuri, dotat cu nocturnă și numeroase facilități. Noua arenă va avea undeva la 23.000 de metri pătrați, va conține pe lângă terenul de sport, de fotbal, piste de atletism și multiple facilități, vorbind de la vestiare moderne, cameră pentru întâlnirea sportivilor, vestiare, centru de spa. Valoarea investiției se ridică la 400.000 de lei. Lucrările ar trebui finalizate în 30 de luni.